Da, am redeschis acum. Tot așa n-aș mai merge. Bă, mă aud? Machetă, mă auzi, mă? Acum auzi machetă? Aia, păi tot că... Da. Da, am înțeles că mă aud, dar nu mi-arată aici că mă văd. Nu mă văd aici că mă aud, nu arată că mă văd. Am probleme cu asta. Cu audio aici. Uite că la dracu scrie în rusă, că știi că nu înțeleg rusă. Stream link. Ce stream? Ce link? Dar machete, poți să te uiți la desene animate, că nu te țin eu. Dar de ce vrei să te uiți la desene? Ce? Să-ți dau link sau nu, cum, nu te înțeleg, de ce să-ți dau link? Păi dar nu știi că nu mai dau link de nu știu cât timp? Nu știi că nu mai dau link? Nu? Că doar știi. Că și Bobby s-a supărat că nu dau link. A, uite-te la desene, na, ce să zic. Păi ce ai de zis, machetă, că n-ai nimic? Vrei să faci content sau ceva? Te super. Păi de ce te super, machetă? De ce? N-are rost să te super, nu. Păi s-a supărat și Bobby, tu n-auzi că s-a supărat și Bobby machetă că nu mai i-am dat link, că vrea să orice sus să spună că e supărat, că are depresie, că nu știu cum, că s-a lăsat de jucărie. Păi da, mă, machetă, eu vă dau link, dar v-am zis și eu, și eu ți-am văzut tu la toți, v-am zis la toți, machetă, nu mai dau link ca până acum, nu mai fac live-uri ca până acum. Nu. Dacă mai dau vreodată link, dacă mai dau share screen, dacă mai dau cameră, vreau să fac live-uri care nu le-am făcut până acum, nu ca până acum. Da, s-a supărat și Ciucă, s-a supărat și Pula și Sula și voi toți. Tu oricum acum achete ești puțin turmentat de la bomboane. Ce, nu vorbești acolo cu prietenii tăi? Să vă strângeți la mine. Care dracu, mă, machetă? 5 oameni pe live, că ta meu tot timpul, 3 oameni pe live? Unde să vă strângeți voi la mine, mă, machetă? Ce ai? N-ai văzut că a venit și Puri la rusnacul ăla de Kiril? Boschetarul ăla. Și a venit aici cu o săptămână, că era cu cine mare aici. Și a văzut că l-am făcut târfă, s-a supărat și a plecat și a început să plângă ca o fetiță, ca un fătălău ce, că avea nume de... Avea nume de femeie, Purina.
Nu minte că parcă Purina îl chema, nu? Mama, doi Purina, căca de asta, de fătălău. Bă, machetă, m-am săturat, bă, frate, de fătălăi. Nu că mi se știu că eu mi se face scârbă repede. Vedem noi, măcare, ce face, ce vedeți? Bă, machetă, pe tine te știu, pe cine mă rog știu, pe Bobi știu, până când și pe mine mă știu. Da, nu vă dau link. Nu iau iar de la început. Nu. Nu. Acu a ieșit să stau pe live 2 ore, să vă zic care a dat atacul, care treabă cu atacul. Stai ca să citesc, că și pentru mine este asta este o limbă nouă românește. Atacul. Am greșit, trebuia să scriu cu H. Atacul. Am scris atacul, am scris corect, ce morți mă să-i. Stai, machetă, să corectez, stai că imediat. Stai să corectez, frate, că văd că am greșit rău de tot. Nu mai știu să mai scriu greșit românește. Nu-i nimic, învățăm. Atacul, H, atacul din Rusia, Rus H, din Rusia, să hracul este atacul. Bă, mă nec dracu de la ăsta, să-mi bag morții măse. România și sărăcia, YouTube pentru săraci. YouTube, da, YouTube, da, YouTube de la YouTube. Știți că eu așa greșit ca să nu se ia cenzura de mine, da? Deci eu scriu foarte greșit acum ca cenzura să nu se ia de mine. Pentru că în ultima vreme la mine live scriam live special. Păi ce căcat înseamnă live special, nu? Bă, mitică, ți-am zis dracu să nu mai scrii în rusește, că nu înțelege rusește. Dar ce machetă, n-aveți unde să vă mai strângeți? Păi da, globalistul și mui nu mai face live? Imediat, Metică, o să spun de atacul de la Moscova. Și bă, Metică, vă spun iar ce nu spune nimeni. Da? Din 3-4 cuvinte vă dau la toți și acum, instant simultan, imediat. Dar începusem să vorbesc de săraci din România. Ce machete, n-aveți unde să vă mai duceți pe la globalistul și nu vă duceți acolo, la ala? Că la parcă face tot timpul live, nu? A? Scroafe pe aici, nu mai sunt porci, vaci, animale sălbatice, mistreți, maimuțe. A? Machete. Bă, parcă și tu făceai live, nu machete. Păi să vă strângeți. Asma, să vă strângeți acolo la voi, mă, machete, la voi, la tine, de fapt, care la voi? Da. Cu cine, Marc, cu Bobi? Tu te înțelegeai bine cu Bobi machetă, nu? Parcă are tovarăși cu Bobi, păi vezi? Cheamă-l pe Bobi la tine pe live machetă. Pe cine, Marc, și cu cine, Marc, te înțelegi bine? Na, poftim. Îl mai urci și pe Mitică, că de-abia așteaptă Mitică să urce pe live. Ai 3 oameni din star, cu tine 4. Păi câți dracu vrei pe live? Că și așa, voi nu sunteți în stare să vă înțelegeți 2, dar mare 4. Da, ca să fie ca la Balamuc, așa, ca la Bălăceancă, ca la spitalul numărul 9, mitică, machetă, că așa vă place, nu? Chiamă pe ăștia 4 la tine, bă, machetă, pe mitică, pe Bobi, pe Cinamar, cu tine 4 și ai și Balamucu, gata, s-a pus la care life-ul. Da, Irinele, salut. Da? Și mai termina Bulciu și gata. E greu până vine odată lumea la tine, că pot mă vine cu toți. Mai ales dacă bași puțin de scândăluș, de știu cum merge, ca uns. Ca la Bulani, Vasilina, știu tu unde. Așa merge machetă. E tată. Da. Eu v-am spus, eu aici nu se mai dau live, dossier screen, atâta timp când nu inventezi ceva. Nu mai dau. Pentru că eu înapoi nu mă întorc. Eu înapoi nu mă uit. Și nu e metaforă, da? Dacă am de machetă și mitică, dacă am de ales între să mă las de tot de YouTube sau să dau și screen sau să vă dau ca în trecut, mă las de YouTube. Dar nici nu stau la discuții, nici nu comentez, nici nu mă tocmesc. Îmi trebuie oameni noi.
Mitică, ne vorbesc aici de program nou, adică eu să inventez ceva nou pe YouTube. Cum să-mi dai un share screen, cum să-mi dai o cameră, cum să pe dracu, știi că vorbele sunt la mine. Uite, nu vezi, uite, Mitică, acum am inventat ceva nou, uite aici, uite titlul nou. Atacul din Rusia, săracul este ateu. România și sărăcia, YouTube pentru săraci. Uite, am inventat ceva nou. Bine, prostie, bășcălie, căcat, bă, dar e nou. Păi vezi? E nou. Praful și pulberea. Ce mai a rămas de România? Praful și pulberea. Păi, praful și pulberea să fie. Și metrica asta cu oamenii, bă, băiatule, care oameni? Voi toți sunteți oameni vechi. Da? Aveți gânduri vechi, obosiți, folosiți. Nu mai luați nici revizia, da? Ruginiți, cârpiți. Asta e mitică. Da, mitică, voi sunteți troli așa, în frunte cu tine. Bine, sunt două feluri de troli, cum a spus și bătrânelul ăla din Austria. Da? Da, mitică, întrebam în serios și exact, nu troli. Voi, mitică, sunteți troli pozitivi. Da? Și ăia sunt stror negativi. Da, Albino a spus că vorba de două troli. Bine, eu nu zic ce a spus Albino, eu nu dau vina pe căcat. Eu zic așa. Păi v-am spus de multe ori în față că sunteți troli, Mitică. Da, și vă zic și acum, sunteți troli. Dar în mintea voastră mai este câte ceva bunicel. Uite, ca tu, Mitică, cu tu vrei să știi, bă, într-adevăr, tu știi că eu știu, adică Mitică gândește așa, bă, ăsta Eugen știe de cunoaște pe multe bine, bine, mai ales când vrea să le zică, da? Și Mitică e nerăbdător să afle care e treaba cu Rusia. De exemplu. Da, deci, mai aveți o curiozitate în voi, mai cât de cât acolo o scânteie mititică, știi că am vorbit de scânteie și toate. Nu, nu este mare om, nu e nici caracter, nu minte că ești greșit. Albinu era un bătrânel pierdut în spațiu, da? Care, el când a zis că are 50 și ceva de ani, am zis că, bă, ăsta își bate joc. Cum să aibă albinule 52 de ani, 53, du-te dracu. Când eu îți dădeam un 70, 75. Chiar când și-a dat barba jos de boschetar, că așa a zis el că are barbă de boschetar, arăta ca boschetarul, nu zic eu, așa a zis el la mine pe live aici. Bine, nu mi-a arătat de 75, dar arăta de 70, de 68. Nu mă, Mitică. Mitică, pe YouTube ăsta a intrat, uite acolo, uite ce scrie. YouTube pentru săraci. Toți săracii, toți neajunsi, toți. Să mă mai continui, ajunge, nu că ai înțeles, Mitică, da? Toți ați intrat pe YouTube. Da? Oamenii care nu aveți nimic în viața voastră, care nu sunteți în stare de nimic, ați intrat pe YouTube. Ăla din Franța și ăla de Ernie. Da, ăla este un troll cu scandal. A fost la mine de câteva ori aici, a vorbit frumos cu mine că nu și-a permis că aici nu primi scandal la toți așa, de fapt la nimeni. Aici pe mine scandal a făcut băierinele numai inteligența artificială, atât rest nimeni. Nici eu măcar, nici eu măcar. Nici măcar eu. Nu, n-am, nu, ăla e cu scandalul, ungurul ăla Joltan ăla, da, ăla e cu scandalul, ăla e cu fia daguzavi. Te bați, bă. Da, ăla e cu altceva. Da, alt sărac, alt amărâți. Deci, ăsta este YouTube-ul. Da. Da, asta este lumea în care voi trăiți. Lumea amărâtă, lumea săracă, lumea maimuțelor. Da? Asta este lumea voastră. Nu a mea, lumea voastră. Deci, eu sunt aici care n-am ce căuta. Voi aveți, că este lumea voastră a maimuțelor. Da?
Sunteți maimuțe cu buletin, v-am spus de 100 de mii de ori. Maimuțe cu buletin, atât. Da? Că sunt maimuțe fără buletin, alea sălbatice. Voi mai domestice sunteți maimuțe cu buletin. Simplu. Punct. Da? Maimuța se mulțumește pe zi cu o banană, cu o cichită. I-a arătat cichita la banană, gata. I-a arătat cichita la banană, auzi. I-a arătat cichita la maimuță, gata. O ia în gură și fuge cu ea și o mănâncă cu coajă cu tot. Asta faceți voi. Parcă auzeam aici pe niște muritori de foame, niște esmene rupte în cur, că spunea că pe timpul lui Ceaușescu mânca și portocala și banana cu coajă cu tot. Fii și tu atent. Cât de sălbatic să fii, să mănânci portocala și banana cu coajă cu tot. Doamne, bă, ce v-am auzit aici să-mi bat pula? Bă, parcă refuz așa să cred, bă, că sunteți oameni. Ha? Bine, uitea să vă zic. Mai sunt niște maimuțe care curăță banana de coajă. Ia uitați-vă pe Discovery. Da? Alea mai deștepte care are cât de cât făcută grupa mare. Deci, nu toate maimuțele mănâncă banana cu coajă cu tot. Numai unele dintre ele. Alea mai săraci. Săraci mental. Da, deci văd că am probleme cu căcatul ăsta de YouTube, cu stream-ul ăsta, ce dracu, că nu mi-arată aici cum vreau eu. Și am spus, cu ce început să vă zic, Mitică, da, de săraci din România, da, băi, deci cum deschid YouTube-ul, da? Ca să intru să fac stream-ul spovedania ca acum, da? Acolo pe YouTube văd, da, din toată România, Milogi, care începe să strângă semnături, să balenaie umflată, grasă, arată pe jumate din YouTube fața ei care stă să plesnească de la atâta grăsime și șuncă ce are pe și toate cele. Băi, nebunea aia lăcurată, bă, tată. Și voi, maimuțele, care mâncați banana cu coajă cu tot, bine, unele maimuțe place să sugă întâi, ca să fie, cum să zic, să ia și praful de pe tobă, dar trecem peste. Da? Maimuțele v-ați împărțit în fel și fel de clanuri. Da? Fără să înțelegi că ți se dă o banană, atâta tot. Da, e rău de tot să fii sărac. Foarte rău să fii sărac. Da? Nu vă plâng de milă. Nu. Nici nu vă apăr. Nu zic că așa e rău să fii sărac. Da? Pentru că ăsta așa și este. Da? Să ajungi tu să te milogiești la o banană, să mănânci cu coajă cu tot sau la o portocală. Să mănânci cu coajă cu tot. Da? V-am spus odată mai de mult când eram copilaj la școală, da? Eu aveam bomboane și ciocolăți din Occident. Și erau frumos împachetate, ambalaj șmecher. Da? Da? Și aveam un coleg la școală, în clasă, bă, ăla și făcuse un caiet și când dracu se numește Mitica la ce băgat ciocolata și bomboanele. Hârtiuțele alea, da? Da? Bă, ăla, nu știu cum dracu făcuse, cu fierul de călcat, călcase, era ambalajul nou-nouț și îl pusese în caiet. Bă, nu venea să cremă. Dar atunci am intitel copilaj, n-am înțeles care e treaba. Dar oare înțeleg acum? Întrebarea asta, aș vrea să înțeleg. Bă, sărăcia asta e mai rău ca cancerul.
Eu zic că voi, săracilor, dacă aveți de ales între cancer și sărăcie, să alegeți cancerul. Fără caternic, adevărat vă zic. Pentru că sărăcie este mai rea ca cancerul. Sunt convins că cancerul nu-l vei pune în ambalaj, în pachet, să-l ții acolo, nu? Să te închin, nu. Dar din sărăcie, asta se ocupă săracilor. Asta s-a făcut. Nu mă, băiatule, nu e vorba cine a comandat, este vorba cum a comandat, este bă, Irinele, bă, băiatule și metecă, eu ți-am spus înainte cu o săptămână, da, când toată lumea știa că Putin va câștiga alegerile cu, eu ziceam un 75%, 80%, el zice că le-a ales cu 85-90%, așa era și logic, da? Asta se știa, da? Așa. Eu v-am spus că după ce Putin iasă iar președinte, cum de fapt a și ieșit, americanii vor fi foarte, foarte, foarte supărați. Dar voi nu știți ce s-a încercat cu atacul ăsta de la Moscova, știi? Nu știți ce s-a încercat, nu? E asta să vă zic eu acum. Să vă zic eu acum. Că eu v-am spus cu jumătate de an, înainte să vă zic că cine a aruncat în aer țava aia de gaz care ducea din Rusia în Germania. V-am spus cine a aruncat-o în aer. Da? Cei care conduce lumea. Voi aici tântălăi, nu, nu, că rușii, nu, nu, că dracu, nu, nu. După care 6 luni mai târziu vine și vă spune. Da, mă, ei a aruncat-o așa și ce pula mea vrei. Știi cum ar fi pe românește, știi, mitică. Da, mă, eu ți-am dat la mâine, ce pula mea vrei. Du-te, dracu, și ce. Așa, v-a zis așa în scârbă. Pentru voi, pulii mea, maimuțărea la că normal că rușii știau și eu știu și ăștia care are creier și sunt cu picioarele pe pământ. Dar pentru maimuța, pentru Cichita cu coașe cu tot. Da? Pe unde rămăsăi? Bă, Irinele, vezi că cine are răbdare să zic de atac sau care te scarpină undeva? Da, răbdarea la voi, la maimuțele românești, este o problemă imensă. V-am văzut pe aici pe YouTube. Sunteți foarte agitați, foarte nervoși. Bă, știi cum sunteți, vă, mă? N-ai răbdare, n-ai răbdare. De-abia aștept să te duci. Și când ajungi la fața locului, știi ce faci, mă? Faci căcatul praf. O iei mână, asta faci. Așa sunteți voi. Așa este omul nerăbdător. Nerăbdătorul e tot timpul pe locul 2, chiar dacă fuge de unul singur, nu câștigă niciodată. Da? Așa sunt nerăbdătorii. Cine sunt nerăbdătorii? Toți săraci. Bă, tu nu conștientizezi deloc ce zic cu aici de sărăcie. Tu zici că vorbesc așa să vă ia la mișto este. Nu, mă, tată, nu. Nu. Dacă eu zic că sărăcia este mai dracă ca cancerul, nu glumesc deloc. Cancerul, până dă în tine, te lasă să trăiești, da? Nu? Știi foarte bine. Ba mai mult dată, sunt oameni care au avut cancer, oameni cu cancer care au trăit chiar 5 ani de zile. Unii poate mai mult de atât. Să nu mai zic de cei care s-au vindecat de cancer. Da? Știți foarte bine, nu este conspirație, nu? E, sărăcia, nu s-a vindecat nimeni de sărăcie. Nimeni. Nimeni. Sărac te-ai născut, sărac mori. Uite-te pe YouTube. Nu numai la Nea Petrila, cum ziceți voi. Deci, apropo, iar vă dau iar exemplu, că este, mi-e place să lucrez tot timpul cu materialul clientului. Să vezi că am dreptate. Acel bătrânesc spune că în Pârnea a citit 7.000 de cărți. 7.000. Poate nu o citi 7.000, o citi 5.000 sau 4.000. Dar a citit 4-5.000 de cărți, nu? Nici eu nu mai știu exact, vă știți mai bine, dar nu contează. Eu, de exemplu, am citit numai analfabetul. Eu am citit numai analfabetul atât. O singură carte. Analfabetul. Am încă ceva, nu știu dacă am ajuns cu analfabetul pe la sfârșit, că m-am plictisit. După câteva litere m-am plictisit. Nici nu știu dacă m-a ajuns pe la jumate, cel puțin. Deci fii atent, eu care nu am citit nici măcar analfabetul, da?
O să fac live-uri de 12 ore, non-stop, să vorbesc cu spunea băiatul ăla, român de-al vostru de aici, vorbesc instant simultan, cuvintele pe loc așa. Fii atent! Nu știu de mersul trenurilor, Mitică, nu. Eu cu trenul mergeam în Germania cu Intercity, în Franța cu TGV-ul și cam atât. Cu două trenuri am mers în viața mea, tot la fel. Bun, am citit un analfabet, o carte analfabetul și am mers cu două trenuri, TGV-ul și Intercity la nemți. Da? Stai că am scris aici că am uitat. Pare că gândești, vorbiți pe moment, așa mi-a spus băiatul ăla. Așa, bun. Deci fii atent. Eu care am citit numai analfabetul, da? Și am mers cu două trenuri în viața mea, TGV-ul și Intercity la nemți, TGV-ul la francez, da? Că m-am dus de la Lyon la Paris și în Germania odată din Hamburg până în, nu mai știu, în sud, Stuttgart sau unde m-am dus, în München, nu mai știu. În fine. Da? Așa. Deci eu pot să, eu fac live-uri de 12 ore și stai că iar uitai. Și fii atent, vorbesc, gândesc, pare că gândiți, vorbiți pe moment. Deci eu gândesc și vorbesc pe moment. Bă, tu, bă, Mitică, bă, trolule, bă, tată, bă, cum zicea comunistul de Albino Bolșevicu. Bă, tată, bă, bă, Mitică. Bă, tu îți dai seama dacă eu citeam 10 cărți în viața mea ce însemna, mă? Bă, Napoleon, îi dădeam cum vrei tu, făceam șahmat din trei mutări, mă. Bă, dar dacă citeam 100 de cărți, bă, Mitică, 100, mă, de la un analfabet de carte să citesc 100. Bă, Mitică, ai două în pizda, măse. Bă, dacă citeam, bă, 1000 de cărți. Bă, nu ca acel bătrânel Petre, cum se îl cheamă acolo, da? 4-5 mii, cât zice el. 1000, mă! Păi de capul tău, Mitică, tu îți dai seama ce creier eram? Tu îți dai seama ce life-uri vă făceam, mă? Mamă, frate, mă băgam pe TikTok, Mitică, cu trandafiri. Vă dădeam la muie, am pe acolo, a? Poate vă arătam acolo pe jucăria, cum va arăta pe aici machetă și păi de că creier, bă, băiatule. Da, uite, norocul meu că n-am citit. Bă, ce noroc pe mine, bă, ce noroc pe mine, bă, ce noroc. Să v-am spus că-s plin de noroc. Așa m-a învățat Mitică, maică mea, să am noroc. Da, când eram copilaș, maică mea repeta că am noroc, că m-am născut cu noroc, că am noroc, că am noroc, noroc în sus, noroc în jos. Bă, nu era o zi care să nu zică de noroc. Și eu am pus botul. Am pus botul. Nu. Maică mea, știi, bă, am noroc, frate. Dar știi care e treaba, Mitică? Și cu tot așa pun botul. Da, am noroc. Am noroc, Mitică. Uite, ca cu cărțile. Îți dai seama ce noroc pe mine că n-am citit ca ăla. Păi dacă citeam ca ăla și ca voi 3, 4, 5, 7, 10 mii de cărți, îți dai seama, bine, acum ce mai este un dobitoc în plus, un dobitoc în mus? La câte miliarde de dobitoci sunt pe pământul ăsta, mai mult în plus, în minus, un dobitoc? Mai conta, Mitică? Nu mai conta. Da, noroc, 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 da? Că uite, stai că iar uitai. Că uite, ai văzut ce a zis băiatul ăla? Uite aici. Stai că a scris aici, uitați. Pare că gândiți, vorbiți pe moment. Deci, eu dacă citeam mai mult de analfabetul, nu mai vorbeam pe moment și nu mai gândeam pe moment. Adică gândeam și vorbeam ca un dobitoc. De unde vorbesc dobitoci? Din cărți. Ai văzut? De ce vorbesc dobitoci? Din cărți. Că nu știe altceva să vorbească. Simplu. Na. Noroc. Noroc, tată. Da. Bă, vorba lui Dolonescu. Unii are noroc, adică unul ăla eu are noroc cu carul, vă restul nici cu degetarul. Bine, Dolonescu fiind și el indianul brunetos, a avut noroc nici ca atât, că se referea la el. Dacă era cam pesimist tovarășul Dolonescu, da, trecem peste. Pe unde rămâne să bă cu subiectul? Da, vorbeam de sărăcie.
Deci, ca să vezi că i-am dreptate, încă 100 oară, da? După 34 de ani, maimuțele din țara numită de etnie, că asta înseamnă rom. Rom înseamnă de etnie, da? Sau etnie. De-aia zic de etnie. Că voi cam sunteți cu etnie, știi? Nu cam sunteți, sunteți. Da? Deci, 34 de ani, țara numită Rom, țara romilor, își alege în continuare sărăcia. Bă, voi ziceți că fac Caterin, că nu, bă, tată, nu, nu. Sunt foarte multe, uite, acum vorbesc ceva deștept care ascultă, dar care nu, să fie de rău. Ca de obicei, că ești învățat cu rău. Deci fii atent ce zic acum. Pe pământul ăsta, da, sunt multe țări săraci. De exemplu, toată Africa. Africa nu este o țară, Africa este un continent, cred că dublu cât Europa, dacă nu chiar mai mult. Un continent imens. Dar nu știu, dacă trăiesc peste 2 miliarde de oameni în Africa, abar n-am, sau 3, da, sau 2 jumate, sau nu mă interesează, dar probabil undeva la 2 miliarde, mai sub sau peste. Da? În fine. Adică vreau să zic că în Africa trăiește o populație imensă, nu 2, 3, 4 milioane, 2. Da? Și tot acel continent este în sărăcie. Mai multe sărăcie ca în România, dar în unele locuri și pe asemenea, ca la vremea așa, va ploua pe asemenea și mai pe la margini. Sărăcia din Africa este exact ca sărăcia din România. Adică, eu personal, da, odată când am vrut să mă duc la Târgoviște, da, am ieșit din București, am trecut de centură, cum treci de centură să o iei către Târgoviște, între centură și podul ăla, știi, se face un pod. Nu știu cum se cheamă podul ăla, poate că nu are un nume. În fine, ai înțeles, ești din București, e centura, da? E, și de la centură, e sensul giratoriu așa, până la pod, da? Nu știu că sunt 5-6 km, abar n-am. E, dar acolo undeva pe dreapta sunt niște ulițe. Știi ce înseamnă ulițe pe rusește? Ulițe înseamnă, pe vremea lui Ceaușescu, era niște drumuri cu nămol, da? Și când nu era nămol, era grob, care trebuia să ai 4x4 și cu gardă de 1,5 m ca să treci pe acolo, sau mai bine treceai cu tractorul, ca să fie treabă, treabă. Da? Bă, frate. Și am luat-o pe acolo. Că nevastă mea asta să vadă și ea România, să facă fotografii la Puradei. Bă, tată, știi cum a ieșit oamenii la poartă acolo? Nespălați, rupți. Bă, în 2019, la marginea Bucureștiului, se trăia cum trăiește în India, ce vedeți de pe Discovery. Și asta era în România. Bă, dar știi cum s-a uitat pe mine? Și pe nevastă mea. Cu o ură, cu o răutate. Și mă opresc aici. Dar și de unde avea ura și răutatea? De la foame, de la mizerie, de la nespălare, de la fără bani și de la blestemul cu care ei s-au născut pe acest pământ. Sau cel puțin așa cred ei. Asta este, bă, tată, sărăcia. Cancerul? Bă, până la ai, te lasă să trăiești. Bine, dacă ești în stare, vorbind așa, da? Sărăcia nu. Sărăcia nu te lasă nici o secundă să trăiești. De la naștere până la moarte. Nici o secundă. E subiect serios, dar n-am cu cine să vorbesc lucrul ăsta, că vă depășește. Că dacă erai ca mine să fi citit măcar alfabetul, mă scuzați, analfabetul, bă, uite, vorbim foarte serios. Dacă erai măcar în stare, ce am fost eu, să înveți analfabetul cap-coadă, pe din afară, ca pe tatăl nostru, înțelegea ce zic aici. Dar n-ai fost în stare. În ciuda faptului că fiecare dintre voi a citit câteva sute de cărți, da, și mii de ziare,
și văzut zeci de mii de programe pe Discovery și filme și toate cele. Uite, am televizorul închis de nu știu când ne-a dat drumul ultima dată la televizor. De multe ori uit că am televizor. Am două televizoare aici. Stau de pomană așa, că nu ai ce să vezi pe ele. Și am 250 de programe din toată lumea. Din toată lumea. Dar tot ce vrei tu, din toată lumea. Din Africa, America de Sud, Cuba, Canada, americanii, rușii, da, turci, Albania, Kosovo, ești nebun. În afară de România, bineînțeles. Am avut și înainte România, am avut, dar da. Am schimbat satelitul, știi? Înțelegi. Așa, pe unde rămăsăm cu subiectul? Ne că pe unde rămăsăm cu subiectul? Da? Deci, sărăcia este. Bă, nici nu pot descrie în cuvinte ce este sărăcia. Nici nu pot descrie în cuvinte ce este sărăcia. Că zic, bun, hai să schimb, este diavolul pe pământ. Da? Dar vezi tu? Când diavolul se duce la culcare să facă nani, nani, puiu, mami, da? Tu ai scăpat de diavol. Este. Bă, o oră, două, trei acolo, nu contează, bă, dar ai scăpat. Nu? Ești liber cum ar veni. Poți să faci ce vrei, da? Până se scoală diavolul, până se spală el pe dinți, da? Poate trage pe nas așa o linie, două și toate cele, sau poate ia o bomboană sau poate își face un joint ceva, până știi că diavolul se scoală cu greu când se scoală. Nu, adică vorbea, nu, de mai diavolul nu se scoală la așa la comandă cât vrea pula ta, că uite căcat. Băi, e treabă serioasă, bă, tată. Eu vorbesc așa, plictisit puțin, pentru că nu-mi dau cameră, nu-s la costum pus, nu dau nici screen, da? Ce-s plictisit. Dar deștept vorbesc. Foarte deștept. Nu vă trulez. Nu sunt ironic. Nu sunt supărat. Nici nimic din toate astea. Sunt puțin plictisit, atâta tot. Și e și normal pentru că de 5 luni de zile mai bine nu dau cameră. Pentru mine asta este o problemă imensă. Eu când am venit pe YouTube, a doua zi mi-am dat cameră. Și cu camera am stat. Așa consider. Da? Nu ca Purina, cum chema mitică pe bulangiul ăla, tranzexual ăla, scuzați-mă, pe fătălăul ăla rusesc, nu? Ce dracu era, Kiril ăla, Purina, mama, în fine, cu cârnăcior, femeie cu cârnăcior, Purina, da, fătălău, fătălău, așa, da, e mi-e scârbă de fătălăi, de bulangii, de căcat, de bolnav morță, da? Așa, da, deci, și, da, și încă ceva ca să mai continui subiectul, ca să intru cu un alt subiect. Deci este foarte simplu, da? Cât ai fi de incult, cât ai fi de analfabet mental sau mental. Ai văzut ceva că sunteți analfabeți sau alfabeți funcționali. Căcat, na, funcționă, ai altceva, na, n-are. Vorbește și ca să nu adormă, știi? Și nu fac apropo la nimeni. Alfabeți mentali. Da, un analfabet mental nu înțelege ce e cel mai simplu lucru pe pământul ăsta, adică sărăcia. Nu înțelege. Deci, uite-te și tu pe YouTube. La țările din Africa. Mai sunt, cred că în timpul de azi românii călătoresc în toată lumea, voi știți mai bine, și face vlogări din toată lumea, tot voi știți mai bine, că nu aveți nimic de face decât YouTube, da? Așa. Uite-te, bă, știi când ți arată unul din Africa sau din America de Sus sau din Bolivia sau de unde ți arată e un vlog. Nu te mai uita, bă, că am mâncat o banană fără coaje și tu mănânci cu coaje. Nu te mai uita la analfabet, la mă încurcai. Adică tu știi analfabetul, da? Păi vezi? Și știi cu brio, nu? Așa.
Vezi? Deci nu te mai uita la analfabet. Da? Uită-te la în jur și observă că oamenii sărați sunt foarte, foarte agresivi. Sunt foarte agresivi. Și să trăiești într-o țară săracă este foarte obositor. Și îți dau exemplu. În România ai auzit de cartier rezidențial sau de rezidență. Eu am fost acolo și au barieră, da? Apartament de 200-300 de mii de euro sau casă de jumătate de milion de euro, dar tu ăștia nu intri acolo. E cu camere, cu poarte, cu senzori. Dacă te apropii de parte, începe să sună alarma. Bip, 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 bip. Da? Eu știu fapte, nu ce spui tu, mi-e căcat, cum am umblat eu în România, da? Deci, în România, da, oamenii, că știi, eu puneam o întrebare, știi, mă întreba chiar și nevastă-mea, zicea nevastă-mea, bă, bine, aici în țara asta se moare de foame, românii sunt săraci, dar e sărăcie, mizerie, pute pe stradă, câini pe stradă, pișat, rahat, și așa. Că tot timpul în România când mergi undeva pute câte ceva. Și nu am jenit numărul ăla cu căcat, de asta este adevărul. Știu. Deja când intri în graniță, acolo la în Oradea, cei care nu aveți probleme cu nasul și cu ochii, ați văzut că pute în start. În fine, trecem peste. Și mă întreba femeia, și zic, bă, deșteaptă femeia, frate. Bine, eu știam, dar făceam pe prostul, știi. Bă, zic, bună întrebare, frate, chiar mă? Și mă întreba și eu, bă, cum dracu, mă? Că sunt câțiva milionari în România, da? Foarte mulți. Și pe lângă milionare ea, mai sunt oameni care au salarii 2000 de euro pe lună, bugetari se numesc, bugetari, da? Să ai un salariu de 2000 de euro pe lună în România, e șmecherie. Și cu oamenii am stat eu de vorbă. M-am invitat la ei în casă, am băut un pahar, am vorbit politică sau business sau de la caz la caz. Că am stat 8 luni de zile în România, nu ca voi o săptămână, două. 8 luni am stat, adică îți dai seama, în 8 luni, frate, am fost invitat și invitat și reinvitat. Pe unde m-am dus, că nu? Mai ales că eu știu să mă și fac invitat. În fine, trecem peste. Și cum mă întreba nevastă-mea, ca să revin la întrebare, bă, cum în țara asta, mizeria asta de țară, cum de trăiesc aia care cât de cât sunt mai civilizați, au puțin bani și nu neapărat milionari. Că să ai 2000 de euro pe lună în România, nu ești milionar, nu? Dar e un salariu șmecher, adevărat șmecher, în comparație cu 500. Da? Și România cu un salariu de 2000 de euro, două persoane trăiesc șmecher de tot. Da, cartier rezidențial, toate cele. Așa. Da? A dreptul să-și cumpere casă de 3-400 de mii de euro sau apartament de la scump. Și după care, peste tot în România, bine, numai în orașe, la țară nu, numai în orașe, da? Sunt zone, cartiere noi nouțe, în care intri cu barieră, unele dintre ele și pasnic, pe acolo, pe la Snagov, da? Am fost la Snagov acolo, că trebuia să mă întâlnesc cu unul așa mai vechi, mai cu nasul mai așa, mai cumva mitică știe de ce ne referim, și, dar nu dă nume, așa, și am ajuns la Snagov și când se intră acolo era și barieră și portar, a dat la telefon să aprobe, să... Păi și nebuna cap. Da? Adică, ca să nu mai mă laud pe aici, că și așa la român nu se înțelege ce înseamnă te lauda dacă nu ești tu în persoană fizică sau pe persoană fizică, așa. Bă, deci România, oamenii care au bani, începând cu bugetarii, da? Au altă viață decât voi restul. Au altă viață. Da? Și-au făcut cartierele lor, da? Orășelele lor, că acele cartiere sunt ca niște orășele. Este curat în ele, este frumos în ele, este aproape ca în Occident. Aproape ca în Occident. Da? Și nu numai acele străduțe cartiere rezidențiale în care trăiesc cei care vă conduce pe voi cu, împreună cu servitorilor, adică cu bugetarilor, cu tot. Nu. Deci,
Asta e ce am vrut să zic, că mă culcai, că te mă gândeam altceva, ce altceva. Adică am vrut să zic că ei, cei care, bă, începând cu bugetarii, da? Un bugetar în România este un om care a scăpat de sărăcie. Un bugetar în România este un om care a fost sărac, a fost sărac, dar acum a scăpat de sărăcie. Ăsta este România un bugetar. Și salariul de la un bugetar începe la 1500 de euro, 2000 de euro, chiar și peste 2000 de euro. De euro, nu de lei. Vă restul aveți lei, adică 400 de euro, un 500 de euro maxim așa. Ei vorbesc în euro, voi vorbiți în lei. Da? E, și atunci, în acele cartiere, și ca și la Znagov și pe unde am fost, da? Este curățenie. Este parcă, bă, de moment am uitat că sunt în România. De moment, pentru moment, am uitat că sunt în România. Pentru că era liniște acolo, nu se agita absolut nimeni, nu se agita nimeni, da? Mașina era parcată, nu în grabă, nu, era între mașini, era câte un metru, 2 metri, liber așa, adică nu era înghesuială, da? Cum era în orașe și la voi și peste tot, da? Înțelegi? Deci, lumea era foarte liniștită. Și am stat de vorbă cu acei bugetari, da? Deci cu oameni care au salarii mititele de 1500-2000 de euro, poate puțin peste, da? Și oamenii au fost foarte civilizați, foarte prietenoși, mi-au oferit o cafea sau ceva de băut, dar nu așa cum face voi săracul de tine ca să, adică săracul te întreabă, beți o cafea, să vă fac o cafea? Adică săracul vrea să zică, domnul, noi avem cafea? Vă dau un exemplu de sărac și bugetar și bogat dacă vrei. Am fost la sărac în caseră la Ploiești. Nimica cu Ploieștiul, dau un exemplu. Că vorbesc din fapt, dacă am fost în Ploiești, ce vrei să zic, nu? Dar poți să zici și din Craiova și din Brașov, dar din Ploiești mi se pare exemplu beton. Am fost la Ploiești și intru la o familie de oameni săraci, de sărac, nu că jinesc, dar asta e adevărul. El era taximetrist, ea era casnică, ai înțeles, nu? Toată curtea era asfaltat, beton. Pentru că săracul are impresia că betonul îi dă bogăția, siguranța de bogăția. Avea așa un fel de garaj, dar fără ușă, numai acoperiș cu niște pereți acolo făcuți de mântuială, da? Și în loc de ușă era ca o pânză așa, ceva de celofan. Și avea 2 rable de mașini. Nu știu. Un de la de prin Germania condusă care făcea fum cu W, da? Și el făcea taxiul cu o Dacia, cum fa, da? Domnul. În fine, intru în casă acolo, așa, și mă întreabă doamna, da? Dacă beau cafea. Și eu pus în cafea, dar zic, bă, frate, zic, da, mulțumesc, de ce nu? Și îmi face doamna cafea, dar numai mie. Adică doamna nu bea cafea, nici domnul și mai cine era mai pe acolo. Numai eu beam cafea. Un gest de om sărac. Un gest de incult. Un gest de prost gust. De needucat. Am luat o gură din cafea și am lăsat acolo. N-am băut-o. Acum îți dai seama să-i explic la femeia, doamnă, nu se face doamnă așa. Când întreb pe cineva, doamnă, că bei cafea, cafea este simbolic. Se bea cu toții cafea, doamnă, nu beau numai eu. Că n-a venit aici să mănânc, să beau, că nu, că n-am eu cafea. Înțelegi? E greu de educat un om. E greu de educat săracul. Bine, doamnă, a fost de bună credință, dar bar n-are ce, nici acum va muri. De asta zic, săracul mare sărac. Săracul mare sărac. Doamna aia, femeia a crezut că face ceva bun. S-a bucurat femeia. Face o cafea lui domnul, nu? A venit domnul la noi din Finlanda, nu? Îți dai seama ce tremura săraca, ce era, cum să zic, emoționată, nu mai știa cum. Când m-a întrebat dacă mănânc de-aia, zic, doamnă, nu, doamnă, nu, o cafea, nu mulțumesc atât, da?
Acum să nu mai deschizi subiectul că în Occident, că o cafea tot timpul se servește cu ceva dulce. Așa este în Occident, în tot Occidentul civilizat. O cafea nu o bea așa ca pe apă. O cafea e ceva dulce, o prăjiturică, un corn, ceva, un mic desert. Un mic desert. Da? Românul știe berea micul cald și berea rece. Românul știe pe asta, nu? Normal. Cum se cheamă mitică vorbea? Nu, în fine, hai, să nu mai zic că te jinesc. În fine, mormălău așa, da? E, vezi? Aici este greu cu bunele mari, aici este greu cu educația. Deci tu nu știi cum, deci românul în 2024 nu știe cum să bea o cafea, românul nu știe cum să servește o cafea, da? Nu știe cum să servește o cafea. Păi vorbim mai mult, bă, vreau o țară ca afară. Lucrul ăsta, băi, e simplu, băi, 2 plus 2, cât face 2 plus 2? Nu te-am întrebat ecuații grele, nu te-am întrebat să-mi faci filozofie sau psihologie. Nu e critică, nu e răutate, am spus, femeia bar n-avea pe ce pământ trăiește, ca voi mare parte dintre voi. Că ai televizor și ai văzut Desperata Housewife și Dallas, dar dacă te uiți ca mâța în calendar sau ca vițelul la partea nouă, nu? Degeaba ai și tu 100 de canale acolo, da? Degeaba ai. Că nu te uiți ca să înveți acolo. Tu te uiți la televizor ca să fii spălat pe creier. Chiar te și mândrești cu asta. Și eu când zâmbe la mișto. Bă, frate, tu tragi crucea aia. Stai liniștit. Tu tragi crucea. Bun, ca să revin la subiect, da? Da? Bun, deci am fost în România, da? Și m-am întâlnit cu... De exemplu, cum ziceți, cu patron de televiziune care mi scrie de cuvântul ăsta, dar să fie ca voi, cu câțiva patron de televiziune, mare parte știți pe toții, mare seara care și pe televizor, știți cum la cine mă refer, da? Așa că știi că am fost, așa v-am spus aici că am fost la câteva televiziuni, da? Bă, alți oameni, altă viață, v-am spus, deci... De fiecare dată când eram în România între oameni cu bani, da, nu neapărat milionari, chiar și bugetari, bă, uitam că sunt în România. Era frumos, bă. Bă, era o liniște, era plăcere să vorbești cu oameni. Era plăcere să vorbești cu oameni. Da? Exact ca și în Finlanda sau în Suedia. Aici în Suedia când vorbesc cu oameni e relax, da? Este plăcere. Nu se agită nimeni. Nu te minte nimeni, nu are nimeni nicio intenție, cum aveți voi săraci, oropsâții veții, blestemații. Nimic din asta, bă. Se vorbește. Ce faci bine, e curiozitate, da? Se întreabă să răspundă, nu se minte, nu se umflă, cum zice mitică, nu se înflorește, da? Nu e nevoie să fie gelozie, răutate și toate. Cum e la săraci. Nimic din asta. Nu e cum sunteți voi, că vă întâlnești cu unul cu altul și pe urmă vă dați cuțit. Sau pleci cu emoții, cu dureri de stomac. Sau te enervezi, cum faceți voi. Te întâlnești cu un prieten, da? N-ai curaj să-i dai peste bot în față, nu să dai în el. Metafore, să-i dai peste bot, cum o dai aici peste bot. N-ai curaj, ajungi în casă, turbezi de spume care te-ar dat-o. Mamă că dacă, mamă că dacă ce aș da, mamă că m-a făcut, mamă că te-a făcut, mamă că știți voi la ce mă refer, nu? Vezi? Și ți-e frică măcar să-i sun ca să vezi cât de retardat să-i zici. Că te pune pe ribea și pe urmă rămâi, o bați în cap. Cum să trăiești român fără prieteni, nu? Ce dracu, nu? Că îți mai cade și acolo o mărtăciune, o ceafă de porc, o bere, un cârnat. Îți mai cadeți ceva, că n-am miloc. Așa e viața de miloc, nu că vreau, că vrei tu, așa este viața. Așa, trecem peste, da? Da? Deci, recapitulez. Pe oriunde a fost în România, bă, la fel și în Craiova. La fel și în Craiova, da? Câte Craiova de sărac acolo, că nu mai a rămas nimic pe acolo prin Oltenia, numai praful de pe tobă. Același lucru. Când mă întâlneam cu oameni din serviciu în Craiova, m-am spus, eram cum m-a făcut să-mi prieten cu un plutonier. Mi-a arătat hotelul lui, da, el stătea jos pe acolo, eu stăteam sus pe acolo,
ne făcusem tovarul și mergeam cu mașina BMW șmecher, cu mașa, toate cele, da? Bă, uitam că sunt în România, atâta timp că vedeam pe geam mizeria, dar praful, câini pe stradă și toate cele. Atât. Este altă viață în România să trăiești cu oamenii sau între oameni care au bani. Este altă viață. Viața pe care voi nu o cunoașteți. Tu nu o cunoști. Da? Bă, frate, și că mă duceam între săraci, între pătuchi, se plângea. Bă, da, se plângea pe bune. Se plângea, plângea, cum plânge omul. Se văita, era victimă. Ne spălați, ne mâncați. Bă, și zici, dai mă, 1, 2, 3, nu, 1, 2, 3, nu. Voi masele, voi restul. Pentru că eu veneam din Finlanda. Eu eram o persoană importantă acolo. Nu era un, bă, a venit unul din Finlanda, nu. Mi se făcea intrare frumos, că a venit domnul. Să dădea nume, se spunea grade, se spunea toate. Și săracii tăbăreau pe mine cu speranță. Ca să vezi perversitate. Ei nu mă vedea, bă, a venit un domn. Nu, a venit salvarea. Dă-ne, dă-ne, dă-ne. Miloagă, miloagă, miloagă. Asta se știa. Asta este săracul, sclavagismul. Nimeni nu mi-a cerut școală. Nimeni nu mi-a cerut educație. Nimeni n-a cerut să învețe carte. Nimeni n-a cerut să învețe meserie. Nimeni n-a cerut să învețe la muncă, să învețe să ducă la muncă. Nu. Toți săracii mi-au cerut. Toți săracii mi-au cerut să le dau pomană pe degeaba. Și eu m-am repetat ca prostul de 100.000 de ori, zic, mă doamnă, băi domne, băi oameni, cât aș da acum, într-o zi se va termina ce ți-am dat. Și atunci ești mai sărac, ești neajutorat. Și eu nu mai sunt aici. Că am și eu viața mea, nu am și eu familia mea, am și eu copilașii mei, am și eu nevasta mea, am și eu casa mea și familie și căiarea de la capăt, nu? N-am timp de voi, n-am timp de tine. Deci degeaba te bucuri acum. Într-o săptămână, două, ce ți-am dat se termină. Hai, o lună, se termină. Și vine Paștele. Bun, poate Paștele stai noroc că sunt tu aici, Paștele ăsta l-ai trecut cu bine, datorită mie. Că am fost în țară de Paște, v-am spus, da? La biserică, toate cele. Și am fost foarte dezamăgit de ateismul vostru și de alt subiect. În fine, da? Dar vine pe urmă Crăciunul. Vine Sfânta Mărie, în vară, înainte de Crăciun. Și multe sărbători tradiționale aici, care încă poate mai sunt în România de pe aici. Ce faci? Ce faci la următorul Crăciun? Dar înainte de Crăciun mai sunt 6 luni. Ce faci după Paște sau după 2-3 săptămâni după ce ai s-a terminat ce ți-am dat aici? Ce faci? Mor iar de foame? Bă, când le ziceam așa, oamenii săraci, da? Rămâneau așa blocați puțin și nu știau ce să mai zică. Pentru câteva secunde era o liniște. Pentru câteva secunde era o liniște. După care m-a început cineva, haideți domnul acum. Sau alte femei acolo, mame foarte sărace. Domnul, vă rugăm. Adică nu gândeau ce, nu înțelegeau ce le ziceam. Nimeni nu zicea, domnul, aveți dreptate. Așa este. Ce spuneați de meserie? Ce spuneați de școală? Ce spuneați de educație? Pentru că e logic. Te duci la școală, înveți o meserie. Da? Meseria îți dă de mâncare până la sfârșitul vieții. Bă, cât îți dă mult puțin, dar îți dă. Că nu e pomană, este meserie. Nu? Că așa e pe pământul ăsta făcut. Faci meserie ca să te integrezi în sistem. Deci, recapitulăm. Așa încă ceva. Să nu ai impresia că eu, când zic de săraci, m-am dus acolo la Edernie, că și acolo am fost în Săcele și toate cele, cum am spus de multe ori, de multe ori, de câteva ori, nu de multe ori, da? Sau prin București, pe la Târgoviște, pe acolo, sau pe la Craiova, pe la mine, sau pe la Oradea, sau... Nu, 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 nu. Mă refer la oameni normali, nu Edernie. Români așa, dintre voi, ca voi. Da? Pentru că România... Românii dintre voi ca voi
Nu sunt interesați să facă școală. Mai bine zis, nu mai sunt interesați. Știu că e greu de crezut, dar tu știi că am dreptate. O familie de români din România, și eu am vorbit cu acele familii, cu acele familii, da? Așteaptă ca copiilor să crească mari, să bage la produs, nu direct, indirect. Am fost în familie de români care aveau doi copii, doi băieți sau două fete, sau un băiat, o fată, sau trei fete, sau două fete, bine, trei fete mai puțin, două fete și un băiat, am vrut să zic, adică trei copii, da? În general erau cam doi copii, așa, da? Multe familii aveau un copil, numai un băiat sau numai o fată, da? Imediat mi-a fost clar și, bă, aici nu zic cuvinte de la mine, că da, nu mă interesează, mă, tată, să vagă aici fantazie, cum zice ăla pe aici, zidanul ăla, sau voi troli pe aici. Eu zic ce am trăit în atâta tot, vorbim de sărăcie. Eu acum vorbesc cum gândește omul sărac, atâta tot. Nimic de invidiat. Stai calm, stai liniștit. Deci, familiile care aveau copii, mai ales care aveau fete, da, se gândeau ca fata să crească mare, să-l găsească pe unul cu bani. Bă, e ceva, e disperare de cauză, mă, asta este, bă, nu conștientiza lucrul ăsta, da. Amărâților, nu conștientiza ce înseamnă lucrul ăsta. Bă, erau copii, bă, 10-12 ani, fetele alea, copii, bă, copilași, dracu, bă, ești prost la cap. Tu, ca tată, să te gândești la copilul tău, să crească mare, să-l baci săgeată, să-l baci, să-l dai după un frer care are bani. Problema se punea cu cei care aveau băieți. Acolo era problema. Și maică-sa își făcea griji că să învețe băiatul bine la școală, că să aibă note mari, exact ca pe timpul lui Ceaușescu. Eu acum vorbesc de anii 2019, nu 1989 sau 88. În 2019 vorbesc. Bă, voi nu înțelegeți lucrul ce zic aici, cât de dezastru și dureros este. Că pentru voi este normalitate. O normalitate, cum ați spus data trecută, da? O anormalitate, normalitate, o normalitate, anormalitate, da? Numai de că în afară nu este după bani, părinții copiilor. Nu. În afară, fiecare este individual. Individual este în afară. Finlanda are și lozinga asta, Finlanda individuală. Adică tu să faci banii tăi, tu să faci casa ta, tu să ai mașina ta, tu să faci meseria ta, tu, da? Nu neapărat ca un narcisist, că nu are treabă ca să nu, dar voi românii le încurcați așa ca pe, în fine, dar mitică. Dar așa este în afară, asta este individual. Ca eu când mă întâlnesc cu tine, da, să n-am treabă, tu cu banul tău, cu banul meu. Da? Adică dacă zic, bă, mitică, te invit acolo, nu înseamnă că eu am bani, tu n-ai, sau tu nu-ți permis, nu mai permit. Nu. Te invit. Na. Atâtea fără românica care invit, știți cum a văzut cultura voastră? Bă, da, dai un suc, dai o bere, ai bani? Aici nu e așa. Dacă eu invit, bă, minte că hai să bem ceva, să hai să mâncăm, mai că ești invitatul meu. Da? E din respect, e cu prietenie, e cu muncă, în fine. Nu te-am invitat să-ți arăt că am eu bani. Sau alte, da? Înțelegi? Deci aici, în Occident, nimeni nu se uită la tine că, bine, la mine se uită oamenii că sunt așa mai special, cum a spus și Columbian, ca bine, m-a trulat, dar nu contează, da? Și toate cele, da? Că eu sunt, am și mai și mai alt cumva de restul lumii și sunt o firea mea, dar eu atâta tot, nu are treabă cu românii, voi, n-ai tu treabă, nu înțelegi ce zic aici. Sau cu alte ciuciurii pe aici, ăștia curs care lucrează la o pizza pe 5 euro pe oră și mai de la social. N-ai treabă, ce stai liniștit, da? Sau câțiva români care și-au făcut firmă de curățenie, da? Sau curăță pe la un restaurant pe acolo, vecio și toate cele. N-ai tu treabă, stai parcat, vorba aia. Cum zice asta, da? Mă înțelegi?
Nu, na, mă minte că n-ai ce să compar cu afară, cu ce zic, că nu mai da cu afară, mitică, cu ironie, că nu are tată. Ascultă ce zic aici, bagă la cap și atâta, dacă vrei, dacă nu, să-ți fie de rău, că, na, nu știu. Că aia cu Doamne ajută e pentru a dormi copiii, cu surcova veselă, știi ce zic. Așa, pe unde rămâne cu subiectul? Da? Da? Și v-am spus-o pe aia, pe sărite, da? Nu mai zic. Deci, mă duceau oamenii, mă primeau oamenii cu să-mi dea palincă, spuneam, Doamne, sunt cu mașină, nu beau. Păi tradiție, Doamne, fi tradiție, dar nu beau. Sunt cu mașină, n-ai înțeles? Am de condus. Nu beau. Hai să vă pun la pachet. Bă, să bă, 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 atâta melogian, atâta de scârbă, bă. Da? Doamnă, nu beau, doamnă. Lasă că vin, o să trec data viitoare și o să iau atunci. A, când data, când veniți? Bă, orice ziceam, bă, nu era bine. Dacă ziceam, doamnă, nu beau, nu mă interesează palincă, se supăra. Dacă ziceam că vin, iar se supăra. Dacă ziceam că nu mai vin, bă, o lume, da? Și v-am spus-o pe aia, da? Bă, pe unde m-am dus? Bă, da, fii atent, nu mai la săraci asta și la ce bogați. Deci, primar de oraș, bă, primar de oraș, să mă facă generică. Mă cunoștea de nu știu dacă o jumătate de oră. Bine, nu, hai să facem nunta mâine, n-am vrut să zic asta. A? Deci, eram undeva la un președinte, mare președinte de partid, da? Stăteam acolo cu secretarele de vorbă, cum ar veni, că avea biroul lui, știi că era, întâi erau două secretare, pe urmă intrai la el în birou. Așa, stăteam acolo pe fotoliu, da? Și am așteptat vreo jumătate de oră, că nu, eram ocupat, că știu cum era în România, că zice, vinul la 11, dar 11 România este și 11 jumate, poate chiar 12. Că la voi acolo, la cocina așa. Și am stat acolo așa și când iasă din birou de acolo, cu cine era președintele la de la taină cu primarul orașului. Bă, când m-a văzut primarul, prima dată în viața lui m-a văzut, mă. A venit la mine și a dat mâna cu mine. Bă, băiatul, de zic din fapte care înțelegi, care nu ducă-te învârtindu-te. Bă, dar ce primar, bă, bărbat bine făcut, frate. Primarul orașului era, nu, bine, n-avea 2 metri, dar era mai înalt ca mine cu un cap, adică se vedea că are banul pe el, om spălat, om cu familie, da? Nu strulea pulea, da? Om cu școală, educat. Tot respectul, nu? Înțelegi? Deci, disperarea României este asta vreau să-ți dau, n-ai înțeles, că era logic. Disperarea României este la bogați ca la săraci de asemenea, egal la egal. Pentru că îți dai seama, bă, frate, este complicat. Da? Ai bani, ai copii. La copii cel mai rău să ai o fată, cum știți cu toții, da? Cu cine dai fata aia? Orice tată vrea să-și dea fata cu un generic adevărat, bărbat, bărbat, nu? Să fie și cu bani, și frumos, și bărbat, cu toate cele, da? Să fie fata fericită, mi se pare și logic, nu? Așa, nu e nimic rău sub asta. Dar vreau să zic cât de disperată, cât de grea este viața în țară, chiar dacă ai bani. Că uite, ai copii. Da? Sau ai mașină, te duci cu mașina la mecanic. Că mecanicii România nu sunt milionari, nu milionarii repară mașinile, degeaba ai tu bani. Că mașina ți-o repară unul care are 5-600 de euro pe lună, atât are o mecanică în România. Da? Asta ca asta. Dar v-am spus aia cu uleiul, când dobitocul le-a spus un litru mai mult de ulei, da? Și râdea ca bou. Și șeful era acolo, deci era la fața locului, tată, nu cine spui tu că cai tu muie și gutuie. Da? Șeful se pătimea acolo că nu găsea la juge, că a băgat jușa de 20.000 de ori, se făcuse mozol acolo, nu mai știa. Și până a spus-o, domnule, uite ce spune asta. A băgat un litru, dă domnule un litru jos, că îi sare la asta garniturile, rămâne motorul fără ulei și formă, dai 10.000 pe motor nou. Că era și mașină de scumpă și șmecheră, 4x4 de prin Germania, mașină de 100.000 de euro. Da? Vezi? Ai văzut? Ai văzut? Ai văzut? Așa. Deci, în mare parte, că m-a bătut puțin de la subiect,
cu toate că tot pe continent sunt și asta e bine. Asta înseamnă să fii om sărac. Într-o țară săracă. Omul sărac este foarte rău, da? Este și normal. Este și logic. Cum să nu fii rău când vezi că mai trece pe lângă tine o mașină mai scumpă? Mai vezi pe unul care are bani? Da? Vezi la televizor pe mai mulți care au bani și tot așa pe unul și pe altul. Adică știi că există bani în lumea asta, nu? Nu? Este, nu, nu, cât ai fi de... Percă ți-a dat seama că sunt oameni și în România, ca și în toată lumea, care au bani. Nu neapărat milionari, cum sunt, de exemplu, bugetarii. Normal că în tine intră o supărare, o răutate, este și logic. Este și... cât ai fi, cât de n-ai fi, da? N-are cum. Că tu te întrebi, ăsta, mă, cum adică, cu cel mai mult decât tine, sau cum, nu? Nu? Că un bugetar nu este cu multe clase peste tine, știi foarte bine. A? Bugetare sunt ca mare parte și săracul, mai când cu mâna, mai când cu gura, așa și-a făcut școala. A? Nu vorbim de super creiere. Și tu știi lucrul ăsta foarte bine, nu? Toți știu că nu e mare secret. Da? Deci în România sunt cei care au bani, cei care au bani și au angajat bugetarii care lucrează pentru ei, adică sclavilor. Da? Și ei trăiesc bine atât. Și vă restul. România este împărțită pe două. Bugetarii cu șefilor milionari și vă restul săraci. Sărac în România este un om care are un salariu de 4-500 de euro pe lună. E un om sărac. Cu toate că aduce nevastă ta, hai să zic, tu aduci 600, nevastă 600, zic, neto, după taxe, da? Împreună 1200, zic așa, da? Tot ești un om sărac. Pentru că la prima vedere pare, bă, 1200 de euro pe lună în România sunt bani mulți. Da și nu. Pentru că România este 1,50 € litru de carburant. Deci nu sunt bani spătat. Nu? Și dacă tu ai muncit zile câte 10 ore, da? Ai, vrei și tu să ai o mașină, nu? Vrei și tu să mănânci o pâine de 5 lei, nu de aia de 1,50 canceroasă albă, nu? Din, da? Și toate cele. Adică vrei să trăiești, nu? Că de aia munciști, nu? Poate ai un copil 2, poate chiar 3 copilași, nu? Adică 1200 de euro pe lună, o pereche sau el, bărbat și femeie, sau cum dracu să zic, așa, nu-ți ba mulți. Cu toate că pare, dar nu sunt. Nu. Nu. România e țară scumpă. Eu am fost în România și nu ce zic. Carburant, energie, mâncare, toate cele. Da? Deci, ca România să iese din sărăcie, da? Tu trebuie să ai ca salariu de bugetar undeva la 1500 de euro pe lună tu singur. Da? Fără pretenții. Vorbesc fără pretenții. Da? Și nevasta tot cam atât sau cel puțin peste 1000 sau dacă nu 1000. Adică cu tu cu nevasta ta împreună un 2300, un 2500 pe lună. Și atunci începe altceva. Da? Atunci este altceva. Da? Apoi m-a mai întrebat nevastă, mi-a spunea, băi frate, în România sunt numai farmacii și hoteluri și bineînțeles bănci, dar rămâne farmacii și hoteluri. Adică, pentru cine sunt farmaciile în România? Pentru săraci și hotelurile pentru bugetari. În paranteză, așa zici, bogați. Nu bogați, vreau să bogați fake. Da, da, ai înțeles. Deci, toți patronii de hoteluri în România sunt din servicii. Eu știu că am vorbit-o cu ei, nu cu toți, cu câțiva dintre ei. Mi-am dat seama, da? Ba mai mult de atât, da? Pe unde mă duceam, a fost hoteluri care mi-a spus. Bine, mi-a spus, nu mi-a spus așa cu că de fârnă, dar m-a dat în vorbă și mi-a spus, da, domnul, da, așa este, patronul este din serviciu. Păi, domnul, vreau să stau de vorbă cu domnul, când? Păi, nu știu, păi aduceți-vă, sunați-l, că poate știți.
Da, să sună acum. Da, doamnă. Da, așteptai, nici nicio problemă. Luați-vă timp. Un sfert de oră, jumătate de oră. Nu. S-a ducea doamna și a sunat pe patron și îmi făcea să mă întâlnesc cu patronul. Șef din servici. Deci, ca să revin, da? Deci, hotelurile în România sunt din servicii. De ce? Pentru că a fost nevoie să le facă. Spălare de bani, ziceți voi. Nu spălare de bani, nu, nu, nu. Băi, știi ce? Când ai foarte mulți bani, da? Și ai furat sau ai găsit sau ceva, trebuie să-i faci legal banii aia. Asta una la mână. A doua la mână, să faci investiție. Pentru că hotelul ăla va costa bani și în sistemul lui Nicolae Ceaușescu și în sistemul acu de la ăia, știți voi care, da? Și în sistemul viitor al anticristului. Hotelul ăla va costa ceva. Bine, nu știm cât, dar va costa. E un hotel, nu? Ce dracu. Poate câteva sute de mii de euro, poate 1 milion, poate 2 milioane, depinde de la caz la caz. Cât e de mare, cât luxos și de câte stele și toate cele. Da? Bun. Și apoi tot nevastă m-a întrebat, bine mă, dar hotelul ăsta sunt de 2 luni pe an, sunt ocupate. Adică iunie, iulie, concediu. Septembrie, bă, septembrie, decembrie, de Paște, scuzați, 2 luni pe an hotelurile în România sunt ocupate, în toată țara, da? Pardon, mă scuzați. În decembrie și poate de Paște. Decembrie mă refer de Revelion. Paranghelie de adec, așa. Și am spus lui nevastă mă dragă și care treaba, hai să spun eu cum este aici. Aici ca pe timpul lui Ceaușescu. Eu știu că taică meu era din sistem, ca și maică mea. Da? Pe timpul lui Ceaușescu, da? Era ca exact ca cu România. Erau săraci, voi, poporul, care erați munceați în uzine și erau bugetarii și șefii conducerii. Adică milionarii, șefii conducerii și bugetarii care lucrau pentru ei. Da? Și bugetarii aveau pe an, da, concedii la Sinaia, la Herculane, da, mă ducem la Herculane, la Sinaia, la Mare, da, că așa aveau ei. O săptămână acolo, o săptămână acolo, o săptămână acolo, da? Și pe timpul lui Ceaușescu, cei din servicii, cu bugetar cu tot, da, aveau 2 luni de concedii aproape, vara. Vara. Și atunci erau, ei se duceau și făceau. Restul nu aveau treabă. Voi restul nu aveați deloc dreptul. Nu. Românul de rând, voi masele de rând, pe timpul lui Ceaușescu, voi în concediu te ducea la țară. Voi erați săraci. Voi vă ducea la țară. Da? Acolo făcează concediu. Voi nu plecați în concediu. Voi nu aveați noțiune să pleci în concediu. Voi nu știați de concediu. Voi erați pe altă planetă. Când de fapt erați pe altă planetă. Era cu totul altceva. Nu deschid subiectul ăsta așa mare, nu deschid, dar mă anunț poate altă dată că nu așa. Acum același lucru. Da? Bugetarii, da, se duc o dată pe an în concediu la hotelurile patronilor lor. Ai văzut? Deci tu, eu sunt patron mare din servici. Așa. Am hotel la Mamaia. Mitică este angajatul meu. Da? Lucrează pentru mine tot anul, îi dau un salar de 2500 de euro pe lună net, 2000 cu taxe sau 2100-200 cu taxe, net 2500, că iau 5-600 de euro taxe. Așa. Odată pe an îi dau lui Mitică 5 săptămâni concediu, nu 4, 5, dar Mitică se duce la hotelul meu. Ai înțeles? Și acolo își lasă un salariu, al 13-lea salariu. Ai auzit-o pe acolo al 13-lea salariu? Dar n-ai înțeles, este? Al 13-lea salariu nu se dă, bă, scuzați, nu se ia, se dă. Al 13-lea salariu nu se ia, se dă. Aia este o peală anumită de aia de religie, că nu știu cât la sută, odată pe an, tot al 13-lea salariu, trebuie să-l dai la acolo un săragă ei? Da? Nu deschid subiectul, mai bine că n-ai înțeles, dar ai înțeles, da? Așa se face treaba. Și toți angajații mei, dat timp de 2 luni, poate maxim 3 luni pe an, acel hotel este plin, full.
care la hotel este tot angajata mea, la recepție o fată, două acolo și toate cele. În restul anului acel hotel este gol-goluț. E gol-goluț. Poate din când în când un rătăciu, cum eram pe acolo așa, prin septembrie, prin noiembrie, prin februarie sau prin de Paște sau prin mai, când, da? Adică când nu era concediu, când în afară de sezon, un rătăci ca mine sau ca altul rătăci, da? Bine, nu rătăciți cum jeniți voi, săraci. A zis un om care a venit acolo cu alte treburi, care nu eram din turma. Așa, leu singuratic, în fine trecem peste, da? Și acum te întreb, că și nevastă mă întrebam, bă, da, cum, cine plătește la ăștia hotelul? Bine, hotelul este gol 10 luni, 9 luni. Dar trebuie să aibă curent în el, ceva acolo, nu? Plătești cât de cât acolo, nu? Și zic, păi da, dragă, dar ai văzut că în toate hotelurile în care am mers, mirosea puțin amucegai. Și toate hotelurile în care am mers erau probleme, că spunea, Doamne, nu încălzim tot hotelul pentru dumneavoastră. Zic, Doamne, păi am nevoie de un cameră, nu tot hotelul, nu? Păi da, dar e încălzire centralizată, cu gaze, cu petrole, cu uleiuri, cu nu știu ce spunea, cabar n-aveam. Bine, doamnă. Și am plecat la alt hotel. Hotelul tot așa, bă, era greu să găsesc un hotel, da? Pentru că nu era nimeni în ele și nu le încălzeau. Nu numai ca asta, dar... Știi, noi aici occidentali suntem mai avansați așa de toate punctele de vedere și nevastă m-a observat imediat că în acele hoteluri era miros de umezeală. Cu toate că erau hoteluri noi, de 10 ani făcute, de 15 ani, de 5, 2, da? Pentru că în momentul în care în iarna nu ai într-o încăpere căldură, se pune umezeală și aia intră chiar câte betonul de beton. Umezeala mănâncă tot, și betonul, și ferul, știu cu toate. În fine, trece peste casul de numai bat. Da? Deci, așa, deci pe tot anul, cum spuneam și lui nevastă, mă vă spun și vă, pe tot anul, acel hotel este gol. Și este întreținut de patron. Adică, patronul zice, iunie, iulie, august, profit, câștig, la hotel, nu știu, 5.000 de euro. Da? Zic așa, o sumă. Că na, cât o să consume bugetarea acolo și toate cele. Poate este 50.000 de euro, dar hai ca să nu ne încurcăm, că nu despre asta este vorba. Da? 5.000 de euro câștig. Iunie, iulie, august, patronul spune la hotelul ăla 5.000 de euro câștig. Dar până vin cele următoare 9 luni în care nu face nimic câștig. Și ăștia 5.000 de euro, da? Sunt investite între întreținerea hotelului cele 9 luni de zile. Ai văzut cum se face treaba? Ai văzut cum se face treaba? Toți. Așa s-a ajuns că România este plină de hoteluri și niciodată nu dau faliment. Niciodată. Bine, nu vreau să deschid subiectul ăla că, virgulă, când patronul el investește bani în hotel. Și totul este legal. Totul este legal. Pentru că acel patron, securiștii care au un hotel, are și nu știu câte restaurante, are o televiziune, ai văzut? E mult de vorbit aici. Da? Ați auzit odată o poveste al ăla din Caracal, al lui Indiatul ăla din Caracal, pakistanezul ăla de la OTV, patronul de la OTV. Odată spune el, da? Înainte să închidă televiziunea, spune pakistanezul indian din Caracal, de la patronul de la OTV, Dănuț, că așa zice Eliescu, bă, Dănuțe, mă, Dănuțe. Dănuț vă spune că îl sună un oligarh și ia morții și îl înjură, da? Că de ce a spus lui premierul Năstaselu Bombonel că el dădea 30.000 de euro pe satelit, pe Amos, pe la de la Evrei sau care satelit, 30.000 de euro, da? Pe lună. Pentru că ei l-au mințit pe premier, pe Bombonel, că dădeau 300 pe lună, 500, 600 de mii de dolari. Și cel care l-a sunat pe Dănuț de a lua morți era nimeni altul decât Voiculescu, patron de la Antena 3. Că ăla e șeful la toți oligarhii de televiziuni din România. El e șeful șefilor. Da? Uite, eu am curat să vă zic lingăul de Dănuț
patron de la TV, Fricosul și Lingău, nu avea curaj să vă zică, dar avea să vrea să fie președinte. Bine, orice retardat în țara cu cine vrea să fie mare, așa. Da? Și când șeful de la Voiculescu, șeful de la șeful de la Antena 3, da, și la alte antene și așa, îi lua morți asta, ăsta s-a căcat pe el de frică. Și a spus, domnule, bine, l-a spus Voiculescu că era frică, vă spun eu așa, așa, că el plătește taxe și asta. Și cum plătești taxe? I-a zis Voiculescu, da. Dănuțe, în România televiziunile merg pe minus, nu plătește taxe, că nu face profit și ia bani de la guvern. Știți că anul trecut, nu știu câte 30 și 40 de milioane de dolari s-a dat la televiziune. Ai văzut? Ai văzut? Alt subiect, altă dată, că te zăpăcești, nu? E mult să... Așa. Deci cam asta este cu sărăcia în România, cu cei care sunt patroni și cei care au bani. Exact ca pe timpul lui Ceaușescu. Acum au bani câțiva oligarhi, eu știu cine sunt ea, sunt aceiași oligarhi de care Putin a scăpat de ei din Rusia, cât de curând a scăpat de ei. Bine, mare parte dintre ei, da? Pentru că nu mi se pare corect, da? Acolo la Marea Nordului era țara lor. Nu știu cum se numea. Eu nu știu dacă sunt cazar, dar nici nu mai contează. Dar o națiune, un popor sau una, că nu fi ca voi rămâne o populație. Că vezi, asta e diferența între voi și ei. Ei sunt o națiune, tu ești o populație. Trecem peste. Așa. Da? Deci, cam asta este cu sărăcia. Acum, înainte să termin live-ul, că subiectul mă l-a așteptat, că uite, și uite, ai subiectul. Stai să mulțumesc pe aici. Atacul, atacul din Rusia. Bă, dar ai greșit rău scris aici, frate. Săracul este ateu. Da. Încă două cuvinte zic aici, că nu mai am timp de subiect, că trebuie să opresc live-ul într-o jumătate de oră, poate puțin peste. Da? Sau maxim o jumătate de oră. Bă, săracul este ateu. Voi nu mai credeți în Dumnezeu, este logic. Că nu mai ai nicio speranță. Este și logic. Degeaba te-a învățat mătea să zici, Doamne ajută, Doamne ajută. Tu vezi că mătea e meritoare de foame. Tu la fel. Nu te ajută Dumnezeu. E și logic. Adică n-ai cum să mai crezi în Dumnezeu când tu ești rupt în cur. N-ai cum. N-ai cum. N-ai cum. Este logic. Și apoi mai sunt cei care se roagă la Dumnezeu, minte că crede în Dumnezeu. Dă, Doamne, bani. Știi cum zicea Lana și Costel când a găsit analfabeta de Lana, chiatra aia, în filmul ăla, da? Chiatră, dă fă bani. Chiatră, dă fă cârnați. Da. Doamne, dă bă cârnați. Doamne, dă bă bani. Doamne, dă bă mașină mică. Doamne, dă bă casă. Dar niciunul nu zice, Doamne, bagă-ți mințile în cap. La săracul ăsta să ducă la școală să învețe carte. Niciunul nu zice, Doamne, fă pe sărac să nu mai accepte sărăcia, că acolo începe toate problemele. Deci este logic că omul sărac este ateu. Este logic, e de la sine. Eu când te-am făcut că ești ateu, ateu nu așa că... Băi, eu tot timpul că zic ceva, eu știu de ce zic. Am răspunsul instant. Ce crezi că mă simt eu cu ceva că știu? Nu, ba, din contră, sunt șocat că voi sunteți atei. Adică am fost, nu mai sunt. Dezamăgit, adică am fost că nu mai sunt. Că vă știam, pe timpul lui Ceaușescu, românul nu era ateu. Nu. Nici ea, săraci, nu. Pentru că pe timpul lui Ceaușescu, toți aveau de mâncat și toți aveau bani. Era o egalitate, un echilibru, cum este acum în Suedia și în Finlanda. Și în tot Occidentul. Deci Ceaușescu a ținut țara echilibrat. Ca săracul, da? Și nu numai că în servicii, nu știu dacă erau neapărat bogați. Mulți din servicii aveau aur ascuns și aveau bani, dar erau ascunși, da? În dolari, în bijuterii și în toate cele. Și și-au dat în pete de libertate, că s-a făcut scopul loviturii de stat. Dar nu înțelegi tu asta altă dată, da? Așa. Da? E, în democrația cu voi nu mai aveți echilibru. Este săraci, voi masele de oameni și oligarhe,
cu bugetarii lor care muncesc pentru ei. Atât. De asta tu nu înțelegi că e corupție. Bă, nu e, bă, corupție. Nu e corupție. Este mai rău de atât, dar este logic. Deci, eu sunt patronul, da? Oligarhul, da? Și am televiziune. Păi normal că la televiziune pun angajați, nu să muncesc eu. Eu le fac programul. Bă, zice așa, așa, așa. Tu ai directorul televiziunii 3.000 de euro pe lună, tu ai atâta, tu ai 5.000, tu ai 1.000, tu ai 5.000, atât. Ai văzut? Angajații mei. Dacă e pe alt sistem, sunt bugetarii mei. Și așa mai departe. Deci România nu e țară liberă, este tiranie. Mai rău ca în Moscova, sau cel puțin ca la Moscova, ca în Rusia. Bine, Rusia mai bine pentru că nu se mai fură statul rus. Nu se mai fură. De asta Rusia a crescut de forțe putere. Rusia este peste România cu câteva clase, din orice punct de vedere, digital, tehnologie, tot ce vrei. Bine, ne refer la câteva orașe din Rusia, nu la țară. Că Rusia nu investește la țară, prea puțin la țară, pentru că la țară nu e nimic. Rusia are câteva orașe, Pietar, eu știu, Pietar, Moscova, dar mai sunt și către Siberia acolo. Iancus, că nu mai știu cum se numește, că tot le uit. Până la Vladivostok încolo. Deci în orașe s-a investit în Rusia. Da? Bine, în Siberia s-a investit mai puțin în orașe. Da? Vladivostok este cam cel mai dezvoltat, industrializat și tehnologic oraș din toată Siberia, dacă se poate spune. Da? Așa. Că le-am curcai, da? Ai înțeles, nu? Deci aici este problema cu săracul și aici de asta săracul este ateu. Că sărăcia i-a luat credința. Nu dau vina pe voi, nici pe nimeni, nici pe sărăcie. Eu vă zic cum stau lucrurile, atâta tot. Da? Atâta tot. Da? Este greu să crezi în Dumnezeu când ai bani, când ți-e foame, când vrei să-ți iei ceva și nu poți să-ți iei amând de 6 luni. Da? Lasă mamă că ți-a, dacă e cu măta, că-ți trimite fratii tău, că voi așa sunteți în România. Dai vina să-ți trimite fratii tău din Germania sau din Franța sau din America sau sorta sau... Da? Este greu. Este greu. Foarte greu. Omul trebuie să fie individual pe pământul ăsta, exact cum a făcut suedezii și finlandezii și occidentalii. Eu nu zic că aici propagandă suedeză, Doamne ferește. Nu. Dacă nu ești individual, adică, ia gândește, ai banul tău, ai mașina ta, ai casa ta, ai cardul tău, adică nu unul, 3-4 carduri și toate cardurile are câteva mii de euro, poate 10.000, poate 100.000, ești altceva, nu? Da? Ești mecher, adică ești gata, ești relaxat, frate, îți permiți. Vrei să pleci în concediu. Vrei să cumperi ceva. Salariile bugetare sunt mai mari. Da, domnul, macheta, o să machetă. Da, minte că normal. Păi am spus, la privat primești 500 de euro pe lună, la bugetare 1.500. 2.000. Am spus adineori. Am spus adineori. Nu contează ce bugetare ești, o secretară acolo primește 1.500 de euro pe lună, 1.800-1.700 în România. Da. Nu contează. Băi, și logic, mitică. Ceea ce este în tiranie este mai rău ca în Coreea de Nord. Mai rău ca, adică oligarhul conduce statul. Oligarhul este peste stat, asta să nu mitică. De asta nu le înțelegi tu, este că tu ești troll și voi pe aici. Vă bate joc. Da? Adică petrolul este al statului, nu al oligarhului. Da? Nici la privat. Curentul este la stat, ca în Rusia. Știi cât costă kilovatul Rusia? Bă, mitică? În euro. 5 cenți euro este kilovatul Rusia acum. 5 cenți. Cât este kilovatul România, mitică? 3 lei 20? Cât e kilovatul? Adică 60 de cenți euro? Ai văzut, mitică? Știi câte carburantul în Rusia, mitică, acum? 45-50 de cenți litru, ăla de 98. Știi câte România? 1,50 euro, de 3 ori mai mult. Ai? Vrei să mai vorbim, mitică? Lasă așa, că nu are rost. Da? Deci ăsta este cu sărăcia și ateistul. Și n-am timp să deschid subiectul prea mult, că trebuie să vă zic de Rusia, da? Am avut 3 subiecte azi. Cu titlul așa mai ebraică. Vreau să învăț ebraică, să mă pregătesc pentru ceea ce vine. Da? Vreau să vorbesc ebraică și știu că ăștia cu ebraică ei au cu litera H.
adică haur, athacul, rusihia, sărhacul, ateu, românhia, ai uite și am greșit cu românhia, ne las așa pe România, dracu, sărăcia și sărace, sărace, ha, shalom, Israel. Hai mă, bă, eu pot să învăț ebraică, bă, mitică, nu, bă, mitică, nu mai trebuie la aici, nu mai râde, bă, mitică, lasă-o dracu, pești tu cărâzi. Eu învăț ebraică cât una dai din pește. Până când se zbate peștele pe uscat, am învățat ebraică, am dat și pe ultimul subiect, da? Deci ai înțeles care este sărăcia, bine o să mai vorbesc de sărăcie și de ateism, dar mare s-a înțeles. Este imposibil să crezi în Dumnezeu când de pe zi pe alta ești nemulțumit. Nu neapărat că mor de foame. Nu. Chiar mănânci crânătola, iar mănânci pâinea, iar aceeași cea ieftină mâncare. Da? Nu numai de asta. Dar oricine ai fir, vrei să-ți cumperi ceva, vrei să te duci undeva. Păi când stai numai sătulețul tău acolo. Când n-ai bani să te duci niciunde, n-ai ce să faci. Cu 2-3 tovarăși sau cu 2-3 tăi sau între familie, normal că e razna. Și vezi la televizor ăla care pleacă în Dubai, nu? Ăla care are mașină, ăla care are bani și a câștigat și are card și are Mastercard și e șmechia și e la clasa întâi. Și tu? Două dracu de viață, s-a întâlnit tot sub cu. Bun, ultimul subiect în seara asta, atacul din Rusia. Deci sunt foarte mulți dobitoci, ce este era unul germani. E un bătrânel caragios, băi atât de caragios bătrânelul ăla, micuț așa, grăsuț, urât, nu că jinez, dar bă, când... Dar după nume este de-a lor, da? Nu știți cu toți, unii dintre voi pe aici, și azi mulți oameni ciudați, caragios, băi, te-a scârba de YouTube ăsta. Da, deci caragioși, da? Da, bine, dar voi nu conștientizați așa că nu mai contează. Mulți dobitoși spun că americanii au avertizat pe ruși serviciile, da? Și ruși nu au avut să asculte și au lăsat așa să întâmple. Bă, bă, proștilor, bă, dobitocilor. Tu crezi că este să, cum să sună machetă cu mitică, dă bă niște bomboane sau scroafa cu ălălaltul, dă bă banii. Da? Voi așa credeți că vorbește americanii cu rușii? Dă bă banii. Și chiar dacă, adică eu te sun pe tine. Bă, vezi că la tine în Moscova se dă un atentat. Bă, tântăleror, Moscova are 14 milioane de locuitori. Știi ce înseamnă 14 milioane? Aproape cu toată România. Tu crezi că serviciile a spus, bă, că vezi, bă, la ora de, fără 3 minute și o secundă, fix cap în picioare, intră 4 și îți dă-ți acolo cu un pușcă pe aia. Așa crezi că a spus? Nu a spus, bă, că nu știe nimeni, bă. Nu mai mâncați, bă, căcat. Bă, bă, mi-e scris, bă, de jeguri, bă. Când s-a dat la Bataclan acolo, la Paris, a? Aia nu știau? Adică ce vrei să zici, că rușii sunt peste francezi cu serviciu cu tot? A? Nu știau? În sudul Marsiliei, când a luat ăla camionul și a, pe coasta de Azur acolo, ea se cerea pe ea. A? Și n-a putut nimeni să-l oprească până n-a murit, nu știu cât s-a murit, 40-30. În Germania, când a urcat ăla în camion, la fel, la Berlin, a luat 15 oameni. A? Nu l-a oprit nimeni? Băi, era în camion, bă, ce dracu! Adică l-a văzut, nu s-a găsit niciunul pe stradă să urce, să deschide ușa, să-i dau un cap în gură. Vă vorbiți? A? Vorbiți? Adică nemții nu sunt stare să oprească terorismul, nici francezii, în americanii nu, că acum anul trecut la americani a intrat la club de bulan și le-a tras-o ăilora de s-au săturat. În America s-a intrat în școli, a intrat Johnny Boy în școli și pa, 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 pac, 30 de copii au mărit cu mitralieră, cu AC-47 american. Nu știu cum se cheamă mai la american ca AC-47, mitralierea lor aia,
șmecheră care au ei. În fine, nu contează, nu mă interesează. Adică, nimeni nu este în stare pe pământul ăsta să oprească terorism, dar trebuie să fie exact cine crezi, mă, rușii, ți-ai găsit. Nu că n-ar fi rușii, că nu subestimăm, dar știi ce zic? Bă, atâta vă place să mâncați căcat, atâta de scârbă mea ăștia care băgați botul în căcat. Bă, nu mai fi bă așa la cum mănâncă bă căcat dacă vrei cu lingura, voi cu lopata, cu roaba, cu basculanta, dați-vă dracu. Bun, vezi dacă îmi pumita cu proști, mă iau de la subiect. Deci v-am spus, înainte să întâmplă atacul din Moscova, din Rusia, v-am spus că americanii sunt foarte supărați. V-am spus, nu? Aici la mine pe live. Du-te în apă pe live, nu mai știu pe care nu live, dar știu că m-am spus. Răspunsul a venit imediat. Adică, după ce Putin a câștigat alegerile, ce s-au gândit americanii? S-au gândit așa. Bă, cu Navalny dă-l dracu că l-a fost așa un bulache retardat, cu așa zisă nevastă asta pentru proști, pentru mine și pentru ăștia deștept, cu LGBT-ista, femeia care se dădea cu Navalny, care n-a avut în viața, ei nu i-a pus mâna nici măcar pe pula lui Navalny, nu știu cum arată pula lui Navalny, scuzați expresia, da? Dar pentru țăran, pentru săraci, așa se vorbește, că se știa, da? Că nu are nici copii, că Bulache nu are copii nici măcar părinte 1, părinte 2, că Rusia că n-a ajuns la părinte 1, părinte 2, da? Așa? Bun, deci... Da? După ce americanii au dat pix, pix, cu toate încercările lor, Ucraina n-a reușit, Navalny nici atât, alte lovituri prin cu ăla de la bucătarul, cum ziceați voi, care era bucătarul lui Putin, era pe dracu, dar în fine trecem peste. Prigojin cu Evgeni, Eugen Prigojin, a dat pix, adică au încercat de multe ori câte ceva, n-a reușit. Ce s-au gândit americanii, da? Să dea câteva mii de dolari la niște amărâți, le-au pus să tragă câte două linii, bă, avitamin sau chiar praf adevărat de coca de la de prin Columbia, numai două linii le-au tras, da? I-au îmbrăcat așa mai cumva și i-a trimis la înaintare. Asta s-a întâmplat, bă, tată. Asta s-a întâmplat. Exact ca și cu gazele. Deci, americanii, nu Ucraina. Că Ucraina când zice că nu a făcut asta, zice pe bune. Nu Ucraina a făcut asta, americanii au făcut. Eu nu dau vina pe americani. Nu. Eu dau și răspunsul. De ce s-a făcut asta? Imediat dau răspunsul. Deci, americanii sunt în experți, dar le cu terorismul. Ei au inventat terorismul. Americanul este... Tata terorismului pe pământul ăsta. El a inventat, el a investit, el a susținut, el a făcut program. Bă, ca să fii un de la, să numere până la 3, să apeși pe buton, trebuie să fii, să ghidezi după un program. Nu este așa ușor să faci o grupare de ăștia care supărați cu legea. Nu e așa ușor. Nu. E foarte, foarte greu. Trebuie să fii creier în psihologie toate cele altă dată, acum am timp. Da? Totul ce trebuia găsit era găsit niște analfabeți, ăia care a citit numai analfabetul, nici măcar atât, a rămas pe la litera C, pe la numărul 3, ABC, atât. Da? Atât. Da? Le dai două linii și le trimiți, ai văzut că ăla vă spune așa, ăla nu vă mință, ai văzut când a pus fotografie, ăla chiar pe bune era că a primit 500.000 de ruble, 5.000 de euro. Să facă milostenie, să facă martir. Ăla nu mințea. Ăla arăta terorist, păi dădeam un capac, îi luați unul acolo, ești prost la cap. Nu tu sală, nu tu rambu, nu tu braț de 50. Și avea 70 ceva de kg omul acolo, frate. Ce teror ai văzut? Deci ăștia nu sunt ce credeți, vă, mari șmecheri trage. Nu, sunt oameni slabi, ai văzut ce speriat era. Bine, îl tremura și de la fric, și de la frică, că nu mai știu dacă l-a mai în viața cu omul ăla. De fapt, niciunul dintre ei. Și dacă este ce schinjuri trăiește, nici nu vrei să te gândești, stai liniștit. De ea nu mai vede zi albă.
din carnea lui, din corpul lui, cu centimetru să ia bucată de carne. Doamne fără, adică e ceva groaznic ce fac rușii. Ai înțeles? Deci omul, creierul omului se poate manipula, abar n-ai tu cum. Abar n-ai tu cum și poate deschide odată subiectul pe sărite. În fine, să revin la subiect, că opresc imediat live-ul. Deci, americanii au pus la cale pe unii să intre acolo, să împuște, să supere una populația rusă, care și-a ales un președinte care nu e în stare să-i, exact după alegeri la o săptămână, nu e în stare să-i aibă grijă de ei, asta ca asta. Dar nu asta este șmecheria, pentru că americanii nu au încredere în populație, pentru că și în România populația nu e în stare să dea un președinte jos, mai ales când după ce l-a ales cu 80%. Never ever. Dar ce s-a încercat aici? Serviciile. Americanii au încercat să pună serviciile contra servicii în Rusia. Adică să încare între ei. Adică Putin o să iese, sau dacă n-a ieșit, că am uitat, să zică: bă, cine e vinovat de pe asta? Șeful la servicii. Ăla zice: nu, bă, ăla altul, șeful ăla. Ăla din Moscova zice, ăla din, dau de la unul la altul vina. Cum este logic? Că un șef de servicii în Rusia nu are 15-20.000 de dolari pe lună. Ce dreapă, ești prost la cap. Plus grade, că e mult de vorbit aici. Ai înțeles? Tu nu pierzi tu, dar nu numai șeful, șeful mare. Sunt mulți șefi în servicii. Mulți șefi în servicii. Pe județe, pe sectoare, pe orașe. Sunt șefi peste șefi în servicii. Nu este un șef atâta, gata. Nu. Sunt sute de șefi într-un serviciu. Bă, tată, din orice lume, ca și România. Da? Eu știu că știu ce vorbesc, că am avut așa, da? Înțelegi? Deci, ultima speranță a americanilor s-a sperat, că se mai speră în continuare, ca dintr-o minune, minune, magie, cum zice Magic Bobby, că degeaba zice că nu e niciun magic, da? Dintr-o minune, se iese un conflict între serviciile în Rusia, mai exact în Moscova, că acolo vorbim, ca cumva serviciile să, nu că neapărat să împarte între ele, să, bă, să, că știi care treaba cu serviciile? Dacă 3-4 șefi acolo, general, se pun contra la încă 3-4, deja gata, s-a format echipa. Deci n-ai nevoie să vii tu să aduci sute de oameni în servicii, nu. 3-4 general de partea la american, 3-4 de partea la Putin și a început conflictul. Ai văzut? 3-4! 3-4! 3-4! Deci, normal că asta este o încercare oarbă. Asta este 0,1% că reușește, restul de 99,0009% nu reușește, normal. Dar am spus, când ești în pragul dispărării, orice speranță este bine, pentru că americanii sunt un popor, că ca și voi sclaveți, conducerea, ei sunt imperiali, ei sunt o forță, a fost imperiu. Ei au făcut de asta de sute de ori, lovitura din 89 din România e făcută de ei. Primăvara arabă făcută de ei, Afganistan, Irak, Columbia și Columbia și Venezuela și Vietnam e făcut de ei, toată Africa e făcută de ei, Europa e făcută de americani acum. Știi ce v-a zis Macron? Că NATO este moarte clinică. Știi ce a zis Merkel? Că adevăratul dușman al Europei nu este rusul, e americanul. Așa v-a zis Merkel. Înainte să fie dat afară, după ce a stat în genunchi și a luat în gură baba lesbiancă de la americani, de ciudă, că e așa fac, mă, ca și românii voștri. Ai văzut Dragnea, după ce a luat la muie 10 ani la conducerea României, vine și vă spune că cu el ar avea curaj să se ia la bătaie cu conducerea americană. Ai mai, hai să-i tir, măgarule, da? N-ai fost în stare să ții cu... Hai, mă, că nu vreau, nu ies, trec peste, da? Că era să zic altceva. Da. Nu, că vagabanta aia lui Dragnea, știi că s-a făcut cu araba ăla și, na, vorbea. Ea era foarte serioasă, nu sugea pureșe. Trecem peste, da? Ai înțeles? Mi-te că face, bă, regulă. Mi-te că ți-a plăcut ce ai văzut până acum? Înțelegi? Asta exact ca și cu conductele de gaze. De asta s-a dat duma că americanii v-au avertizat. Păi normal, bă, frate, că i-a pus la care, ei știau. Dar nu a fost avertizare, adică, bă, Putin, adică, bă, Mitică,
Da? Vezi că așa trăiți ar familia, las. Adică este cu Mitică, sunt dușman și îl iau pe Mitică la mișto. A? Că eu vreau ca lui Mitică să meargă rău. Și zic, bă, Mitică, vezi că într-o zi vine ăla, frate, și ți-o trage de nu știu ce cu tine trăiți ar familia. Și Mitică, mă, pleacă de aici, că lasă-mă, da? Bă, Mitică, vine ăla și ți-o trage. Bă, băiatul, ascultă ce zic eu. Normal că Mitică nu are încredere în mine, nu? Că zice că ești din răutate, cum îi zic, nu? Din ironic, că sunt dușman, nu? Nu? America, Rusia, dușman, nu? Când vreodată un dușman îmi spune ție, bă, Mitică, trăiți ar familia, vezi că nu mai pot de focul tău. De-abia aștept să-ți dau cu nucleara în cap. Ai văzut ce fac mie de tine? Ești prost la cap? De bă, dobitocile, nu mai pune botul că, bă, american e avertizat. Nu, n-a avertizat nimeni pe nimeni. Sau occidentale că englezii. Cine a avertizat mai englezii? Care l-a aruncat conducta în aer, cu american cu tot, da? Zis-mă, adică rusul să pună botul ce zice englezul, care acum un an i-a aruncat conducta de gaz în aer, care a costat miliarde să o facă și aia e stricată și acum, că e sub afa, nu intra acolo ușor să o faci, tată, e mult acolo, trebuie să faci pe toată aproape, că a intrat apă pe ea, s-a dus dracu, e bași 10 de miliarde iar acolo. Voi sunteți nebuni la cap, da? Când vreodată dușmanul te avertizează pe tine. Nu, nu, nu. Bă, proștilor, asta v-a zis-o ca să describilideze Rusia. Adică să vă zică, vedeți, mă, președintele Putin, noi am zis, bă, tată, uite ce se întâmplă. Nu ești în stare de președinte. Vedeam un căcat de un jeg, nu știu cum îl cheamă, un jeg de căcat pe televiziune care spunea că Putin trebuie să-și dea demisia acum. Uite că nu știu cum îl cheamă, vă zic data viitoare, Mitică. Căcatul ăla se crede că Rusia este cocina de pe România, da? În stare de criză, președinte a ales cu 85% să-și dea demisia. Bă, voi români sunteți dobitoși, mă. Nu cretinul ăla care vă ia de fraier, că la vă minte, la știi ce zice? Voi care puneți botul. Deci Rusia e atacată, a murit 150 de oameni. Și tu vii să spui președintele Rusiei, care a ales acum o săptămână cu 85% să-și dea demisia. Când Băsescu, care a fost dat jos, a avut un mandat pe bune, al doilea mandat a pierdut cu Joană, de a făcut serviciile manevră, că el e cazar, și voi l-ați dat jos pe Băsescu și serviciile l-a pus înapoi. Bă, vă sunteți dobitoci, mă? Sunteți dobitoci. Numai într-o țară de dobitoci. Tu crezi că Rusia e țara de dobitoci, mă? Cocina de puș numită România, bă, mă plictisesc, mă, mi se face scârbă când vă văd obitoci. Ai văzut? Asta s-a încercat. Că Putin este responsabil de cei 150 de morți. Apropo, v-am spus că vor fi 100, sunt între 150 și 200 de morți? Că se vorbea la televizor că sunt 30 de morți. Eu am spus nu. Mitică, ți-aduce aminte la mine pe live. Am spus, sunt între 150 și 200 de morți. Așa am spus eu. De unde ai știut lucrul ăsta? Coincidență? Bine, poate rămân 170, că acum mai sunt dintre rănițe acolo, poate mai sunt 20-30 care se duc dincolo. Am zis, bine, morți sunt între 150 și 200 vor fi morți. Mitică, coincidență? Adică n-ați de 300-500, că în sala aia era câte, nu știu, 700, 1000, cât era în sala aia? Nu? Te așteptai dintr-o 1000 în sală să fie 500 de morți, nu? Pe loc. Că ea sunt profesioniști care au tras acolo. N-au pus mâna prima dată în viața lor pe Kalashnikov să tragă. Nu, sunt profesioniști. Da? Deci, asta este da, disperarea Americii. Pentru că Rusia nu a fost slăbită în acești 2 ani de zile de război, ba mai mult de atât. Și eu am subestimat pe ruși, am și recunoscut ultima dată și recunosc și trebuie să mai repet. Pentru că rușii au făcut o capcană la americani, de care nu vorbesc acum altă dată, da? Pentru că eu credeam că americanii, cum de fapt așa este, sunt profesioniști cum sunt. Dar ei au condus lumea în rușii, ei au dat toate loviturile de stat în rușii și toate cele. Sunt profesioniști, da? Uite că Putin cu echipa lui și când zic așa, nu țin cu Putin echipa lui, zic așa, n-am cum să zic altcumva, da? A făcut un calcul atât de bine care a devenit capcană pentru americani. Dar nu numai, chiar și pentru voi restul.
Ca și voi, Europa, voi europenii stați acum la mila Rusiei. Europenii, voi sunteți acum la mila Rusiei. Adică, dacă rusul zice așa, bă, pe românii ăștia, că MMDV v-a zis ce v-am zis și eu, că românii nu sunteți națiune, sunteți populație. Deci, din start MMDV v-a terminat. Din start. Cu polonezii, ce mai zis, nu știu, au lista fiecare cu fiecare, da? Înțelegi? De exemplu, finlandezii nu au încredere să bage bățul printre gal la ruși, că finlandezul știe. Când americanul intră cu adevărat în perfuzie, din moarte clinică în perfuzie, în comă, acum cum a spus Macron, NATO este moarte clinică în perfuzie. Da, după moarte clinică se bagă comă și din comă mare parte de 99,9% se moare. Nimeni nu și-a revenit din comă. Never ever. Nici Schumacher, nici nimeni. Da? Mori. Ești în mortăciune. Te-ai dus în aia mătie. Așa. Da? Deci, finlandezul știe că, virgulă, când NATO cade în comă, Rusia să zică, bă, Finlanda, vă iertăm. Da. Veniți ca înainte, țară neutră, da, nimic cu voi. Și lăsați că avem grijă de suedezi. Și rusul să zică, suedezule, ce a zis, mă, că dai la muie, că vrei să te fuți în cur? Bă, suedezilor, vă place vă futut în cur? Sunteți voi bulangii. Dar rușii place pizda. Ortodoși, uite, patriarhul Kiril, ortodox. Aici bulangerealele bulangerii nu e ca la voi. Cum a plecat oligarhii, să plece și bulangii. Acolo unde place lor să fute în cur. N-are nimeni treabă cu ei. Bine că și rușii au bulangii acolo la ei în țară. Și ceva cluburi și asta în Moscova, mai ales, nu este legal să fii bulangiu în Moscova, da? Dar în Moscova este ilegal să fii bulangiu, să dai lovitură de stat, să vin țara la văcarea care vă fute pe voi în cur de 34 de ani și vă dă la muie și fute numai fete de 16 ani și toate cele. Știți voi că dacă nu vrei să faci pe dobitocul sau pe cretinul sau pe imbecilul, știi exact ce zic eu aici, nu? Bun, o întrebare, două, închid live-ul, la repezeală că mă grăbesc. Ca niciodată, uite, am început să mă grăbesc, că nu am timp. Mitică, care doriți o întrebare, Irinel Mitică, care mai ești pe aici? Bun, deci nu aveți întrebări ca de obicei. Bun, v-am spus acum așa, am vorbit mai mult despre sărăcie, cred că s-a înțeles, da? Mai puțin de bună ziua, domnule Ciprian Colțea. Domnule Ciprian Colțea, din nefericire trebuie să închid live-ul. Dacă doriți data viitoare să veniți, mai vorbim. Dacă nu ascultați live-ul în reluare, a fost un live interesant și de Rusia și de demonul american, de lovitura de stat. Au încercat acum să facă manevră lui Putin, cum a spus adineori, da? Să omoare 150 de oameni ca să cadă vina pe el, să iar serviciile între ei să se facă acolo lovitură de stat, da? Americanii sunt disperați că Rusia a venit mai puternică, rachete și toate cele, după acest război, toate cele. Da, bun, deci așteptăm pe domnul Colța data viitoare și așa mai departe. Rămâne să vă mai zic de Rusia, mai pe dendelete, da? Următoare dată. Nu pot să mai stau pe live, da? Vă mulțumesc, seară bună, la revedere!